Așa este, nu-i doar curățenie de toamnă, ci și curățenie de primăvară. Putem să spunem că e deja tradițională, în sensul că practicăm această metodă de strângere a tot ce înseamnă deșeuri vegetale din gospodăriile oamenilor. Deci e al cincelea an în care facem această campanie de colectare a deșeurilor. Și le colectăm selectiv, deci crengile vin tocate și depozitate și cele moi, să zic așa, deci frunze și alte materiale vin depozitate separat.